familie au săpat adânc și au găsit o oală din tinichea, uimitor ce era în ea, după care au devenit milionari. Să vedem despre ce este vorba. Un cuplu se plimba cu patrupedul lor pentru pădure din apropierea casei. Câinele a simțit ceva ciudat și a început să scurme în pământ. Animalul a găsit o oală din tinichea. Oamenii au rămas încremeniți pentru un moment după ce au deschis-o. În interior au găsit monede din aur din secolul XIX, cu o valoare enormă pentru colecționari. Nu s-au oprit aici. Au cumpărat un detector de metale și au cercetat bine zona. Au descoperit și mai multe monede din aur în acea zonă. Le-au adunat și le-au scos la licitație, unde au obținut pe ele peste 10 milioane de dolari americani. Iar voi ați găsit vreodată monede de valoare sau vechi? Dacă da, trimiteți pozele pe Facebook și voi posta un video special cu ele. Abonați-vă la canal și distribuiți acest video. Ne revedem foarte curând. Pa, pa!